bun găsit la un nou program FBI paranormal 37. Numele meu este Nițuie George, investigator și astăzi mi-am propus să vorbim despre inimă. Inima fiind cel mai important organ al corpului fizic uman, unde de altfel există și informația că Dumnezeu Sursa primordială, conștiința infinită, are un loc al său în inima umană. Ca să putem uh, comunica cu el sau ca să putem uh, fuziona, nu trebuie decât să coborâm în interiorul nostru. Și, cum spunea și Pitagora, cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște adevărul Universul și pe Zei, se referă practic la ideea de a-ți învinge demonii arhoni la ideea de a-ți învinge ura, infatuarea, mândria, vanitatea, aroganța, gelozia, răutatea, nervozitatea și câte și mai câte, prin curaj, calm, credință, care îți dă, practic, o altă, un alt nivel de vibrație. În momentul în care ești calm și relaxat în situații de criză, să presupunem că ești în, pe un vapor care se scufundă sau un avion care e pe cale să um, aterizeze un ocean Atlantic. Și s-a întâmplat un caz cu o stewardăză româncă, a fost singura supraviețuitoare, și cei de la, mă rog, uh, History au făcut un. Uh, un filmuleț în care au luat practic oameni din toate țările, culmea majoritatea erau români, preponderent, și atunci și au pus întrebarea de ce românii au această genă de supraviețuire și această modalitate prin care fac față în orice situație și practic supraviețuiesc. Și atunci au întrebat pe rând, pe fiecare era doamna aceasta stioardeză care a amerizat în Oceanul Atlantic și i-a spus că, doamna zicea, nativ, am fost foarte relaxată, foarte calmă, ceea ce mi-a dat luciditate și am putut intuitiv să văd ce am de făcut ca să pot supraviețui. Și până au venit echipele de salvare, a fost singura care a reușit să supraviețuiască. De ce spun lucrurile astea? Pentru că intuiția este strâns legată de subconștient, este strâns legată de spirit, da? că tot vorbim de spiritul primordial care își are locul și existența în inimă. De unde știm lucrurile astea? Sunt numeroase cărți de teosofie, cărți de hermetism, ezoterism, misticism, alchimie care nu sunt date publicității, dar se vorbește destul de mult. O carte scrisă de Barbara Marciniac, o renumită autoare care, prin channeling cu anumite entități extraterestre, reușea să, să capete informații extraordinare. Povestea despre faptul că lumina înseamnă informație, iar dragostea înseamnă creație și nu ar trebui să ne batem joc de a ceea ce este adevărat. Iar lumina înseamnă informație, toată lumea are în casă o fibră optică prin care a, ajunge internetul și sunt destule informații acolo și a, televizorul, da? Deci practic prin a, cablul acela de fibre optice circulă lumina, deci informație. Lucrul ăsta este demonstrat ce nu prea se știa însă foarte mult că inima funcționează cu antienergie, nu cu energie pe plus și minus, cu masa pe plus. Vreau să fac o diferență pentru cei care nu au ascultat alte emisiuni în care povesteam acest lucru. Deci sufletul este o haină sau un vehicul care face legătura între corpul fizic electromagnetic da, și cu energie uh, pe plus adică atunci când zic energie pe plus înseamnă că e energie pozitivă adică are energie pozitivă energie negativă așa cum este curentul electric alternativ plus minus și la un moment dat printr-un circuit de redresare poți să-l dai continuu dar în realitate tot ce este aici în plan material este dual în schimb în unitate Dumnezeu este în unitate, în unicitate. Deci acolo nu mai există plan dual, da? există doar unicitate. Dat fiind faptul că s-a dat informația prin care Dumnezeu are un loc care există în inima umană, de aici și faptul că nu mai funcționează, inima nu are cum să funcționeze cu energie electromagnetică plus minus cu masă pe plus. Da? Și atunci funcționează cu energie, e greșit spus, cu o forță neutrinală sau tahională, chiar dacă nu a fost demonstrată încă, pentru că, mă rog, știința este limitată în momentul de față, din foarte multe puncte de vedere, dar dacă luăm toate tratatele uh, despre cunoaștere, esoterism, v-am mai zis, alchimie, teosofie, uh, hermetism și așa mai departe, ele vorbesc despre acest lucru. De altfel, acest tip de energie care nu e energie sau bioenergie nu este energie, este forță neutrinală. Este, este altceva. De ce? Pentru că, spre deosebire de um, energia pe care o cunoaștem cu toții, care este cu plus și minus da? și cu masa pe plus, antienergia, de fapt, este fără sarcină electrică și masa pe minus. Deci este în total opoziție cu energia electromagnetică. Da? Și atunci îi spunem energie negativă. O materie neagră, energie neagră, asta înseamnă. Nu neapărat se referă la religia satanistă sau la păgânist sau la... E vorba de o altă formă de funcționare a Cosmosului și a tuturor uh, entităților non-materiale. De altfel, spiritul nostru este făurit în totalitate, 100% din antienergie, așa cum este și Dumnezeu, da? dintr-o sursă neutrinală. Deci nu are compatibilitate, noi avem compatibilitate că vrem să experimentăm planul dual și de aceea avem un corp fizic iar înăuntru corpului fizic avem uh, spiritul. Cine face legătura între cele două, între corpul fizic și corpul spiritual, Duhul Sfânt sau uh, haina aceasta de care vorbesc eu, sufletul, care are o textură atât neutrinală, atât de forță neutrinală, da? de antienergie, cât și de uh, uh, energie electromagnetică pozitivă, adică bazată pe plus și minus. Da? Și atunci când deseori ați văzut că vă ia somnul, sunteți obosiți și la un moment dat vă scuturați și visați ceva și vă treziți brusc și aoleo am căzut într-o groapă, n-ați căzut în nicio groapă, practic în momentul în care uh, vă dedublați, spiritul vostru voiajează, ca să zic așa, în plan astral, iar legătura pe sinapse atunci când se face, se face printr-o scuturare electromagnetică și atunci aveți simțuri, puteți să vă mișcați, puteți să uh, umblați, puteți să activați practic în, în planul material. Fără acest duh sfânt sau uh, suflet care are atât o parte uh, neutrinală pe energie. Uh, pe energie negativă, da? Și are o parte pe energie pozitivă, adică electromagnetică, făcând legătura între cele două corpuri uh, spiritual și corp fizic. Altfel n-am putea să funcționăm aici. Deci, dacă stați și studiați toate morțile clinice în care oamenii uh, erau mulți clinic, dar ei aveau activitate în plan astral, Mulți au vizitat Raiul, iadu, au avut tot felul de experiențe pe care ulterior l au povestit, și de câte ori povesteau că strigau, vedeau membrii familiei, vedeau doctorii, vedeau tot ce se întâmplă în jurul lor, dar practic nu mai aveau puterea prin care să-și miște corpul, nici măcar un deget. Da? Dar funcțiile somatice, ați văzut că de multe ori intervine un surâs slab, intervine o lacrimă în ochi, intervine. Astea sunt niște chestiuni psihosomatice datorate sentimentelor, nici de cum ale unor legături pe sinapse între corpul spiritual și corpul fizic. Da? Dar în momentul în care reveneau, ziceau că erau din nou activi pe, pe corpul fizic și puteau vorbi și toată lumea auzea ce vorbea și... Dar în partea cealaltă, Nimic. Zero. De ce? Pentru că activitatea ta era ruptă din punctul de vedere al uh, sufletului care nu mai era activ. Da? Nu mai era activ în plan material, el era ușor detașat. Da? Și atunci tu erai în planul ăla, uh, experimental, ca să spun așa, astral, pentru a învăța o lecție și a venit din nou în corp fizic și a uh, povesti, a propovăduit adevărul despre ceea ce ai văzut. Bun, să revenim la inimă. Încă din cele mai vechi timpuri, în America de Sud, se foloseau niște ritualuri păgâne, pentru că erau niște zei care erau monarhon și se făceau sacrificii umane prin care, practic, unui personaj viu, unei ființe umane vii, se scotea inima din piept în timp ce era viu, după care era decapitat, iar cel care scotea inima din piept, care încă pulsa era vie în mâna sa, mușca din ea în ideea că, prin care el credea că prin acea mușcătură poate să-i preia spiritul și puterea, ceea ce nu e adevărat, pentru că fiecare spirit este alocat unui corp fizic și nu poți face lucrul ăsta. Cu toate că a existat un film de referință, The One, cu Jet Li, în care, după cum știți, omura se omora pe el în fiecare plan al multiversului și atunci el căpăta o putere mult mai mare. Da? Și intenționa să omoare să să pe toți aceia care se mâna cu el, deci practic se omora pe el pentru a deveni unic și a avea o putere absolută. Planul a fost de jucat de un alt el, un el bun. Da? și uh, filmul știți cum s-a terminat, a sfârșit pe o planetă încarcerat, unde erau numai personaje de de genul ăsta uh, terifiante. Ca să revenim din nou la la planul nostru material, la inimă, din cele mai vechi timpuri se știe că inima uh, era păstrătoarea spiritului nostru. De fapt, este păstrătoarea Spiritului lui Dumnezeu. Deci atunci când vrem, prin introspecție, prin folosirea de tehnici orientale, prin meditație, prin rugăciune, să ne conectăm la Dumnezeu, o putem face doar dacă ne relaxăm, suntem extraordinar de calme, așa cum am spus și la început, ce face acest lucru? Aceste sentimente te duc cumva în unde alfa, care sunt vreo șapte ocicli pe secundă. În meditație intri într-un. Uh, 6, 5, 6 cicli pe secunde unde sunt. unde teta de, de vindecare și rămâi acolo. Este starea dintre uh, starea de veche și starea de somn. Pe majoritatea, mulți care nu știu să facă meditație, practic ia somnul. Nu este bine. Uh, trebuie să stai în starea aceea de veche. E o starea de conștiință alterată. Da? în meditație, am mai spus, trebuie să faci să ai câteva principii de bază pe care le folosești. În primul rând, postura, cap orientat spre nord sau spre răsărit, postura, respirația în circuit, cu retenție, după aceea relaxarea, ieși din lumea materială, intri în lumea spirituală, focalizarea, concentrarea, focalizarea atenției asupra unui singur gând, pentru că vom fi asaltați de zeci și sute de gânduri, care mai de care și nu trebuie să le blocăm, trebuie să le uh, deviem, ca să spunem așa, și noi să fim concentrați pe un singur gând. Când vom ajunge să fim concentrați pe un singur gând, ne folosim imaginația creativă. După imaginația creativă, îți folosești scopul uh, în meditația propriu-zisă și începe meditația. Deci ia câte, câte câți pași aveți de făcut și de învățat ca să faceți o meditație corectă. Bun. Revenim din nou la, la inimă și, și spiritul care uh, practic uh, coexistă cu, cu partea asta electromagnetică. Electromagnetismul se referă la tot ce este construit aici în plan material dual unde există energie pe care o cunoaștem energia aceasta pe plus și minus. da. Uh, cu masa pe plus, ca să facem o diferență. Iar antienergia care se regăsește în corpul nostru fizic, v-am mai zis, este neutrinală, da? o forță neutrinală, nu este o energie, pentru că energie este asta care este pe, pe, electromagnetism, adică avem energie pozitivă, energie negativă și avem masa pe plus. În partea cealaltă, forța neutrinală, nu are sarcină electrică iar masa este pe minus, ca să facem o diferență clară. Deci este total opusă, da? În schimb, în cele mai vechi uh, timpuri s-a s-a inventat uh, s-a inventat uh, tai chi chuanul, unde un set de mișcări lente. De ce se fac mișcări lente? Poate că mulți v-a spus problema asta, pentru că dacă s-ar face mișcări bruște, orice mișcare bruscă, vă dau un exemplu, culturismul atunci când ridici și foarte multe greutăți. Ați văzut, se dezvoltă capacitatea structurii electromagnetice prin mușchi. Ca să dezvolți structura energiei forței neutrinale, care este același lucru cu prana în hinduism, e același lucru cu chi în chineză, e același lucru cu chi în japoneză, și în toate formele de manifestare ale uh, filozofiilor orientale, și nu numai. Da? Unde faci meditații transcendentale, unde faci meditații uh, obișnuite, da? Prin care folosești, v-am mai zis, uh, relaxarea, concentrarea, imaginația, scopul în sine și formă în meditație. Și uh, practic, uh, în orice activitate spirituală. Da? Păi și religia este o activitate spirituală, are legătură cu spiritul, chiar dacă unii nu, nu cred în așa ceva, pentru că noi, la origine, suntem ființe spirituale. Suntem aici într-o școală de evoluție uh, elementară, ca să zic așa, în ceea ce privește evoluția spirituală, dar în plan dual, în plan material. n am rupt ca mici scântei din unitate, da? și am venit aici să experimentăm. Bun, când vom ajunge să ne mântuim, să ne înălțăm, atunci înălțarea constă în ce? Carbonul are 6 protoni, 6 electroni, 6 protoni, 6 proton, neutroni. În momentul în care devine izotopul de carbon 7, atunci devine 6 electroni, 6 protoni și un neutron. Adică 6 plus 6, Plus 1, 13. V-am mai dat exemplu cu Isus, care avea 12 apostoli cu el 13, Zamolse, care avea un consiliu de 12 cu el 13, 13 trepte masonice, 13 uh, puncte de intersecție într-un cuboectaedru, care este un vector în echilibru, ca și Icingul cu 64 de liniuțe, ca și uh, Yang și inul. A, este un vector în echilibru ca și separat și care este un vector în echilibru și nu este așa cum toată lumea spune o singularitate. O singularitate vă mai da definiția, o repet din nou pentru cei ce nu știu. O singularitate înseamnă că masa tinde către 0 și volumul către infinit. În momentul în care zici masa tinde către 0, te păcălește, pentru că mulți știu că. Uh, il separațiul deseori era uh, conotat cu 0 cu din matematică, adică echilibru perfect. Numai că atunci când ceva tinde către 0 și volumul tinde către infinit, e o disproporție uriașă și nu are cum să fie singularitate niciodată. Da? Deci, el este un vector în echilibru ca și yang și Inul, adică uh, ca și Cingul, ca și Cuboctaedru cu 13 puncte vectoriale, din care noi recunoaștem acum doar Crucea simplă la care și pe care ortodoxii o fac, ne închinăm și așa mai departe. Deci, atât că uh, crucea aceea simplă nu este numai o cruce simplă. Este în esența ei, o să stăm de vorbă altă dată și o să explicăm acest lucru. Este un cubo de fapt este un vector în echilibru care are 13 puncte de intersecție vectorial. Uh, V-am plimbat puțin prin toată această istorie, ca să înțelegem mai bine funcționabilitatea corpului nostru fizic, că noi, în originea noastră, nu suntem numai corpul ăsta fizic, care la un moment dat, în momentul în care facem o trecere, adică murim, corpul se dezintegrează, duhul se desprinde, iar în momentul în care nu ai reușit să te înalți, evident că vei veni într-o nouă și uh, următoare viață al cărei destin l-ai conturat în viața asta. Deci, practic, tot ce facem în viața asta nu facem decât să ne conturăm un destin viitor. Prin ce? Prin toate alegerile pe care le facem. Ca asta înseamnă karma. Karma asta înseamnă o alegere. Da? Atunci când alegi să te căsătorești, să faci un copil, să schimbi numele, să schimbi culoarea la mașină, să ție o mașină, să faci orice, peste tot ceea ce faci, faci o alegere. Și ține de voința ta. Bun. Dacă totuși există sceptici care nu cred că inima funcționează cu antienergie, hai să ne gândim puțin și la padelele acelea electromagnetice, da? care funcționează cu energie pozitivă, adică cu plus și minus. De ce aducem un om la viață dacă inima funcționează cu antienergie? Păi ce se întâmplă în momentul în care, uh, practic, uh, avem energie, avem antienergie, dar în apropiere avem și o energie uh, pozitivă, adică avem plus-minus cu masa pe plus? E bine, uh, practic, viteza uh, unui ozn să vă dau exemplu, sau unei nave cosmice, uh, în mod tradițional nu prea poate depăși viteza luminii în da? tradiția obișnuită. De ce? E, aceste motoare se numesc motoare subluminice. Dar ceea ce superează cu mult și se duce la viteze warp care sunt adevărate cine a urmărit uh, Star Trek și nu numai, toate filmele SF sunt pline de informații adevărate, acele uh, informații cu warp, cu viteze warp, Practic sunt instantanee și depășesc viteza luminii de 50-100 de ori, de 10.000 de ori. Cum este posib posibil acel lucru? Pentru uh, simplu motiv că se folosește motoare antigravitaționale și antienergie. Da? Și atunci vitezele practic sunt instantanee. L Ați văzut prin bazmele noastre, erau două variante pe care le avea căluțul fermecat du dumă cu ca vântul, 400 de km la oră, sau dumă ca gândul, instantaneu. Da? Deci tot ceea ce se spune acolo are conotație în adevărul spiritual. De ce v-am făcut legătura cu padelele? Pentru că padelele fiind electromagnetice, scade viteza cu atât deci în, în, în apropierea unui sistem electromagnetic, Uh, o particulă tachionică sau neutrinală scade direct viteza de, de expansiune, direct proporțional cu apropierea sau îndepărtarea de sursa aceasta de energie pozitivă, adică pe plus și minus. Și noi, când folosim acele padele, spiritul care se înalță, în momentul în care ai, ai murit, ai văzut că se vede linia aceea, Domnul a murit. Dar dacă totul este luat în pripă și se pune padelele și există electroșocul, există șansa să readuci înapoi spiritul pentru că îl înfrânezi, da? Îl înfrânezi din zborul lui către un plan subtil apropiat. Primul fiind cel eteric, după aceea este uh, cel astral. Asta se întâmplă când pui padelele și uh, uneori ai văz ați văzut, se, se reușește pentru că este luat în pripă, dar alteori când se întârzie mai mult decât uh, este normal, orice încercare și tentativă de a readuce Spiritul, de a reanima Corpul fizic prin readucerea Spiritului în Corp fizic, și evident prin puterea Duhului Sfânt, a vorbesc aici, a Sufletului, care face legătura, v-am mai zis, dintre antienergie și energie electromagnetică, tot teoria mea de lucru, n-am citit-o prin nicio carte, dar nu știu cum să vă spun, mă pricep la puțină fizică cuantică și nu din cărțile pe care le-am citit acum, ci dintr-o cunoaștere ancestrală. Uh, nu știu să explic nici eu lucrul ăsta, de ce, cum și în ce fel, dar vă pot spune un lucru. Mozart scria arii celebre și cânta dumnezeiește la vârsta de 5 ani. De unde credeți? L-a învățat? Ai căsut? Nu. Pur și simplu știa din viețile anterioare. Țin minte că a apărut un băiețaș cu câțiva ani în urmă, cred că vreo 10 ani, la televizor pe Pro TV, care vorbea de frecvențe, de electromagnetism, de diode, triode și așa mai departe, tranzistoare și tot ce, ce era electronică. Deci avea patru clase băiatul. Ăla. Dar era în stare să repare orice radio, orice televizor în comună. Era de o capacitate și de, de unde credeți că știa cu patru clase? Da? tot dintr-o cunoaștere ancestrală. Deci sunt oameni care știu lucruri pe care nu le-au citit sau le-au cunoscut niciodată. Da? E greu de crezut. Știu că e greu de crezut. De fapt, eu știam arte marțiale încă dinainte să vin pe Terra. Da? Și când am venit pe Terra, pe la 4-5 ani, fiind tăcut așa mai mult, pe la școală, când am început la 6 ani, că am fost dat de la 6 ani, eram cam luat la bătaia. Ați văzut cum, cum se întâmplă. Și atunci, în mintea mea, mi imaginam lovituri extraordinare cu pumnul și cu piciorul, dar atunci eram tăvolit mai, mai, mult și bătut și mai hărțuit. Evident că pe la 15 ani am, pică, am prins în mână o, o, carte trasă la Xerox franțuzească de Shotokan și m-am apucat să fac singur. Și așa am învățat eu singur să, să, fac prin... Era interzis. Deci ne întâlneam prin păduri cu oameni de pe la ecran club, cu toți care erau pasionați de arte marțiale și am făcut. După 90 am devenit instructor licențiat, am dat cu multiplu campion mondial Hitoshi Kasuya, am luat centura neagră, am diplomă filigramată în fir de mătase cu uh, ștampilele acelea roșii scrise în japoneză, dar ăsta a fost dezideratul, adică am vrut să am ceva la mână prin care să confirme cunoștințele mele de până atunci. Dar, practic, eu știam artele marțiale de înainte să le practic. Cum le știam? Tot așa, dintr-o viață... Și vă rog un lucru. Cei care nu cred și sunt sceptici, vedeți filmul infinit. O să facem cronica lui și aici, pe canal. Dar am făcut-o și pe Cunoașterea Înseamnă Putere pe site și acolo sunt foarte multe filme SF ale căror cronici sunt deja făcute. Cam asta a fost informația pentru astăzi în ceea ce privește inima funcționează cu antienergie. Bineînțeles că unii dintre voi nu vor să creadă, dar nu tot ceea ce vedem și este electromagnetic și efemer înseamnă că este și adevărat. Noi ne folosim de corpul fizic aici în plan material, dar noi la origine suntem ființe de lumină. Până data viitoare, nu uitați să-mi scrieți pe adresa de e-mail care am reconfigurat-o, fbiparanormal37arondgmail.com Dacă aveți întâmplări fabuloase pe care vreți să le povestim și să le deșifrăm împreună, le puteți lăsa acolo și o să fac emisiuni separate cu ele. Deci, Paranormal 37 arondgmailcom nu-mi rămâne decât să vă urez să fiți în lumină tot timpul, toate cele bune.